În ultimele săptămâni, locuitorii din zona Iernuțeană au rămas fără zeci de păsări. Pentru mulți dintre ei, pensionarii acestea sunt agonisale de o toamnă. Hoții iau tot ce pot valorifica. Păgubiților le vine greu să creadă că se fură pentru consum. Cantitățile sunt prea mari. În ciuda măsurilor de protecție pe care și le-au luat, hoții nu i-au ocolit. Ba chiar și-au adus la bun sfârșit acțiunea. Clopoței de avertizare, sisteme de alarmă, lumini cu senzori, câini de pază. Toate par în zadar. Mai înspăimântător e faptul că hoții parcă nici nu sunt timorați de ideea unor patrulări ale polițiștilor. Au dispărut găinile. N-am 19 bucăți. Tot l-o curățat. Nu rămas nimica. Ușile era cu sticlă, spartă sticla, târnă copo scos din remize de lemne, am găsit lângă coteți. Și nu ați auzit nimic în noaptea respectivă? Nimic n-am auzit. Lumina era chiar în fața casa meu și totuși a avut curajul să iese pe acolo. Era o lopată acolo undeva sus pusă și a prins lopata și a lovit câinile. Câinile ăsta nu mai lătrat. Am avut alarmă pusă la uși cu limitatoare, cu tot absolut. O dezactivat alarma. O tăia lacătile de peste tot, o tăia gardul, curcanii i-o furat. Am ajuns acolo să dau mâncare dimineață, atunci n-am mai găsit 12 rațe mari, mute, care n-au făcut gălăgie. Eu nu m-am gândit la așa ceva pentru că stau pe strada Gurghiului, strada principală, poarta totdeauna este închisă. Seara, noaptea, așa că nici nu m-am gândit că se întâmplă treaba aceasta. Cum o săptămână s-au furat găinii la vecinul, chiar din fața mea, acolo câinii deja erau muți, nu știu, au dat ceva de mâncare și la câinile lui frate meu din spatele cazanului ăsta. Au furat găinii, atunci urmele de la găini, până acolo la cazan s-au văzut, că s-au uitat atunci la cazan, după o săptămână au venit la mine, automat au scos cazanul, fain, tot țevile l-au dus, tot pe acolo pe, au scos balamalele la poartă din spate la vecin, o tăiat gardul, șpis de gard în fața la ăsta, au ieșit pe drumul mare cu cazanul, cu tot, se vede funingina de la cazan pe gard acolo în față. Și... Sunt țiganii ăștia ce vin noaptea, domnule, cu căruța, între 1 și 3 dimineața, câte 5-6 baștani, înțelegi? La ăia nu îndrăznești să le faci față, domnule, că degeaba te duci și te pălești în cap. Eu cred că e inacceptabil ca după 20 de ani de democrație să dormim cu săcurea sau cu parul în casă. Eu stau chiar, patul meu e vis-a-vis de geam, noaptea cel puțin de 4 ori mă scol la fiecare zgomot, noroc că am și un câine foarte mare, cu toate că din experiența altora nu prea contează dacă ai câine sau nu, și la fiecare zgomot mă uit. Dar asta nu înseamnă că de aia n-am fost furat până acum, că am fost vigilent. Nu, așa a fost norocul meu. Nu face de datoria poliția. Dacă ar circula și noaptea și seara, n-am ajunge în situația asta. Șeful poliției, Reghin, a declarat astăzi pentru Dare GTV că în toate cazurile de fur reclamate s-au întreprins activitățile specifice de cercetare. Există și persoane cercetate pentru infracțiunile în cauză. Detaliile vor fi date publicității numai săptămâna viitoare.